Dear Heavenly Father, Dragul nostru Părinte Ceresc, we thank you for another opportunity to study your word. Mulțumim pentru încă o oportunitate de a studia cuvântul tău. We thank you for your holy Sabbath day. Mulțumim pentru ziua ta de sabat sfântă. We ask that you would bless us with the double measure of your spirit. Te rugăm ca să ne binecuvintezi cu o măsură dublă din Duhul tău. And that you would guide us to a full understanding of your word. Și ca tu să ne conduci la o înțelegere deplină a cuvântului tău. And we just thank you, Lord, and we ask for your blessing now. Îți mulțumim, Doamne, și cerem binecuvântarea ta. In Jesus' name. În numele lui Iisus. Amen. Amin. Are these all empty ones over here? Oh, no. So yesterday, we talked about this line, but in a historical perspective. Am vorbit despre această linie dintr-o perspectivă istorică. And what I've done is I've overlaid both of the lines together. Și ceea ce am făcut, am suprapus ambele linii, una peste cealaltă. We talked about how Daniel 11, verse 1, Daniel 11 verse 1 takes us to the time of the end. Am vorbit despre cum Daniel 11 cu 1 ne duce la timpul sfârșitului. And in 536, which is the year that Daniel's writing, și în anul 536, care este anul în care Daniel scrie, you have a co-rulership between Darius the Mede and Cyrus. Avem o coregență între Darius Medul și Cyrus. Now just in case I had one question about it that I should clarify this. Pentru orice eventualitate, am avut o întrebare pentru acest subiect și vreau să clarific. But this Darius, this is Darius the Mede. Acest Darius, acesta este Darius Medul. And this is Darius Hystaspes. Iar acesta este Darius Hystaspe. They're two separate people. Sunt doi oameni separați, persoane diferite. We saw that in this year that there's a co-rulership between Darius the Mede and Cyrus. Am văzut în acest an că există o co-regență între Darius Medul și Cyrus. And as we brought that down into our history, și acum când am adus, când am transpus această idee în istoria noastră, you see a co-rulership between Ronald Reagan and George Bush. Vedem o coregență între Ronald Reagan și George Bush. In the same year. În același an. Because it was a election year that year. Pentru că acela a fost un an al alegerilor. And this is obviously not a coincidence, but divine providence. Și aceasta, bineînțeles, că nu este o coincidență, ci este o providență divină. And we talked about our four kings slash presidents. Am vorbit despre cei patru împărați sau președinți. We mentioned that because Cyrus subjugated the Grecian states, some of them. Am menționat că pentru că Cyrus a subjugat o parte din statele grecești. Specifically, we identified the Ionians. În mod specific, am identificat statele ioniene. This subjugation results in a rebellion. Această subjugare rezultă într-o răzvrătire. In the time of Darius, Darius Hystaspes. În timpul lui Darius Hystaspe. And this leads to Darius invading Greece. Aceasta conduce la Darius, sau aceasta duce la faptul că Darius invadează Grecia. And he loses the battle. Și el pierde bătălia. And he returns back to Persia, the Medo-Persian area. Și el se întoarce înapoi la Persia, în Medo-Persia. And then we talked about how that defeat led Xerxes. Iar apoi am vorbit despre cum acea învingere l-a condus pe Xerxes led Xerxes to arrange a new campaign to invade the homeland, the Grecian mainland once more. Să aranjeze o nouă campanie, un nou atac pentru a ataca încă o dată
teren, teritoriul principal al Greciei. Resulting in three primary battles. Lucru care a rezultat în trei bătălii principale. The battle of Thermopylae. Bătălia de la Termopile. Which we identified the 300 Spartans. În care identificăm cei 300 de spartani. And then we had the battle of Salamis and Plata, or Plataea. Bătălia de la Salamina și de la Plataea. And one was a naval battle and one was a land battle. Una a fost o bătălie navală și una a fost o bătălie pe uscat, terestră. Okay. And then we saw that the Persians lost both of those battles. Și am văzut că perșii au pierdut ambele bătălii. And this is the history from verse 2, or let me say it this way. Verse 2 identifies all the history up into this point here. Versetul 2 identifică toată istoria până în acest punct aici. Because in verse 2 it identifies you have the four kings. Pentru că în versetul 2 identifică faptul că ai cei patru împărați. And it identifies these battles with Grecia. Și identifică aceste bătălii sau războiul cu Grecia. And then you see verse 3. Iar apoi vedem în versetul 3 the rise of this mighty king which we identified as Alexander the Great. Înălțarea acestui împărat puternic pe care l-am identificat ca fiind Alexandru cel Mare. Followed by verse 4, the dividing of the kingdom. Și apoi în versetul 4 avem împărțirea împărăției. So as we come down to our history, acum când ne întoarcem la istoria noastră, we identified yesterday that in 1989, am identificat ieri că în 1989, we have the subjugation of the Soviet Union. Avem subjugarea Uniunii Sovietice. Now, once the Soviet Union was dissolved, odată ce Uniunea Sovietică a fost dizolvată, da, sau for many years, timp de mulți ani, they have been very quiet. Or that people, the Russians, have been very quiet. Rușii au fost foarte liniștiți. And in many ways had integrated back into the European and worldwide community. Și în multe moduri s-au reintegrat în comunitatea mondială și europeană. But we have seen with Vladimir Putin. Dar ceea ce am văzut cu Vladimir Putin, primarily in the last several years, în mod special în ultimii câțiva ani, a strong desire to rekindle the Soviet era empire. O dorință puternică de a reaprinde imperiul din era sovietică. To bring Russia back to that supreme superpower status. Să aducă Rusia înapoi la acea putere, la acel nivel de putere, de superputere supremă. And this is paralleling. Iar acest lucru este paralel the rebellion that happens under Darius. Cu răzvrătirea care se întâmplă sub Darius. Much of the different problems that we have with Russia presently are because of events in the time of Obama, Barack Obama. Multe dintre problemele pe care le avem cu Rusia în mod recent sunt din cauza unor evenimente care s-au întâmplat cu Obama. Two very easy ones to see. Două evenimente foarte ușoare is the invasion of Crimea and the intervention in also I guess the Syrian intervention. Două foarte ușor de văzut sunt invazia Crimeei și intervenția din Siria. Amongst many other minor and more major events. Printre alte multe evenimente minore sau majore. Some of which include the stress point between Western Europe and Russia with the missile shield. Unul dintre ele include punctul de stres, să zicem, între Europa de Vest și Rusia cu scutul antirachetă. So like we saw with Cyrus and the Grecians, așa cum am văzut cu Cirus și grecii, that this sentiment, this problem slowly escalates. Această problemă se agravează încet și încet. Until it reaches that breaking point under Darius, or as I would be suggesting, Obama,
până când ajunge la acel punct de ruptură sub Darius, care îl prefigurează pe Obama. And this leads to the time in which we live, where we see now the continued tensions between Russia and the United States. Aceasta apoi conduce la timpul în care îl trăim, pe care îl trăim, în care vedem tensiunile continue care există între Rusia și Statele Unite. Where we've almost seen military engagements in places like Syria between the United States and Russia. În care aproape că am văzut, să zic, confruntări militare între în Siria, de exemplu, între America și Rusia. And since the time of Trump, și de la vremea lui Trump, since he took office, we have actually invaded, for lack of a better word, Syria. Și de când Trump a luat președinția, America a invadat, să zicem așa, Siria. Bringing us in direct conflict with the stated wishes of Russia. Aducându-l America cu într-un conflict direct cu dorințele statale ale Rusiei. And we're suggesting, și ceea ce noi sugerăm, that this conflict, this tension between Russia and the United States, este că acest conflict, această tensiune între Rusia și Statele Unite, that began primarily in the time of Barack Obama, care a început în mod primar în timpul lui Barack Obama, is going to continue to escalate, va continua să se agraveze, till we come to the point of full out war, până când vom ajunge la punctul de război pe față, identified by the battles of Thermopylae, Salamis and Plataea, identificat cu bătăliile de la Termopile, Salamina și Plataea. And that conflict, acel conflict, is going to result in the rise of what we identified as the fourth kingdom of Bible, or the third kingdom of Bible prophecy. Acest conflict va conduce la ridicarea celei de-a treia împărăție a profeției biblice, being Alexander's worldwide Grecian empire, care este imperiul mondial grecesc al lui Alexandru. And we identified some of the differences between the earlier Grecian period and the later Grecian period with Alexander. Și am identificat niște diferențe dintre perioada grecească timpurie și perioada grecească din timpul lui Alexandru. So we identified this third kingdom as the United Nations. Am identificat această a treia împărăție ca fiind Națiunile Unite. We saw that you have Babylon. Am văzut că avem Babilon, Medo-Persia, Greece, Grecia, and Rome, și Roma. And these are the four kingdoms of Bible prophecy spoken of in Daniel. Acestea sunt cele patru împărății ale profeției biblice despre care vorbește Daniel. And we know that Daniel and Revelation are complementary books. Și știm că Daniel și Apocalipsa sunt cărți complementare. And complement in this context means to complete each other, and maybe that's just more clear in Romanian. Da, a complementa înseamnă a se completa una pe cealaltă, da? They're one book, sunt in essence. Practic o singură carte în esență, da? So they're going to discuss the same topics. Vor discuta sau vor vorbi despre aceleași subiecte. So this is Daniel chapter 2. Acesta este Daniel capitolul 2. But what we see in Revelation 17, and we looked at this yesterday, dar ceea ce vedem în Apocalipsa 17 și ne-am uitat la aceasta ieri, is that Revelation 17 identifies 7 kingdoms of Bible prophecy /8. Este că Apocalipsa 17 identifică opt împărății ale profeției biblice. And we saw that all Revelation was identifying, și am văzut că tot ceea ce identifica Apocalipsa, was the following steps. Erau următorii pași. So we read from Sister White. Am citit din Sora White, where she says spiritual Babylon, în care spune că Babilonul spiritual is represented by the papal system.
under the 1260 years. Este reprezentat de sistemul papal în timpul celor 1260 de ani. Now, what system was present before the papal system? Acum, ce sistem a fost prezent înainte de sistemul papal? Pagan Rome. Roma păgână. So the pagan system, așadar sistemul păgân, transitions into the papal system. Se face o tranziție în sistemul papal. So we go from pagan Rome here. Deci trecem de la Roma păgână aici. To in 538 we go to papal Rome. Mergem în Roma papală în anul 538. During the from 538 to 1798, the 1260 years. Din 538 în 1798, cei 1260 de ani. Which gives us, care ne dă, 5 kingdoms of Bible prophecy so far. 5 împărății ale profeției biblice până acum. And we see in Revelation 17, we saw that the fifth kingdom has passed where John is standing. În Apocalipsa 17 vedem că acolo unde stătea Ioan, a cincea împărăție a trecuse deja. And we're now at the sixth kingdom. Și acum ne aflăm la cea de-a șasea împărăție. Based upon the riddle of Revelation 17. Bazându-ne pe parabola sau ghicitoarea din Apocalipsa 17. Where it says five are fallen. Unde spune cinci au căzut. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. One is. Unul este Statele Unite. And one is yet to come. Și unul încă trebuie să vină. And the eighth is of the seven. Și cel de-al optulea este din numărul celor șapte. So the United States. Așadar Statele Unite. Is what John is seeing because we know he's standing in 1798 based upon Spirit of Prophecy quote we read yesterday. Este ceea ce vede Ioan pentru că noi știm că în Apocalipsa 17 el stă acolo în anul 1798. And we said that this leads into the seventh kingdom, which is described as the ten kingdoms, the ten kings of Revelation 17. Și apoi aceasta conduce în cea de-a șaptea împărăție, care mai este și ilustrată prin cei 10 împărați din Apocalipsa 17. And we identified that these kings. Și am identificat faptul că acești împărați have their own power. Au propria lor putere. Because each one is a separate king. Pentru că fiecare este un împărat separat. And they're going to combine their efforts, combine their power. Și își vor combina eforturile sau puterea. They're going to combine their power and give it to the papacy, give it to the beast. Și o vor da această putere fiare. And what they will do, in the Bible says they are of one mind and one consent. Ce vor face? Biblia spune că ei au o singură un singur gând, da? And we saw the same dynamics. Am văzut același mecanism in Ezekiel 27. În Ezekiel capitolul 27. And several other witnesses we used yesterday. Și alte și alți câțiva martori pe care am folosit ieri. So, we're identifying that the United Nations, identificăm faptul că Națiunile Unite is the global power, este puterea globală, that will succeed the United States, care va urma Statelor Unite. But by definition, they have not yet succeeded the United States. Dar prin definiție încă nu au ajuns să urmeze Statelor Unite. They don't presently have that power. Acum în mod prezent nu au acea putere. And that's important. Și lucrul acesta este important. Because we see the United States and we see the United Nations, but it doesn't presently have the strength of a global power that dictates to the world. Vedem Națiunile Unite, dar acestea nu au la momentul acesta prezența unei puteri globale care dictează lumea, care now, conduce lumea. Now let me ask a question. Haideți să vă pun o întrebare. Where do they get this power from? De unde primesc ei această putere? From the dragon? From Rome? From Rome? De la Roma? From the dragon? De la dragon, de la balaur? From the United States? De la Statele Unite. If you go to Revelation 13, dacă mergem la Apocalipsa 13, it's the United States that dictates to the world that they have to make a Sunday law. Statele Unite dictează sau spune lumii că trebuie să facă o lege duminicală. So the United States gives its power to
the United Nations. Așadar, Statele Unite dă puterea ei Națiunilor Unite. And they will use that power to dictate to the rest of the world. Și ei vor folosi acea putere pentru a dicta sau pentru a conduce restul lumii. And we identified the relationship. Am identificat relația of the ten kings plus the beast with the one leader over the ten kings. Dintre cei 10 împărați plus fiara cu acel lider peste cei 10 împărați. Okay. And we identified the United States as that power. Și am identificat Statele Unite ca fiind acea putere. Because it's the primary leading member of the United Nations. Pentru că este membrul conducător al Națiunilor Unite. So let's read a great controversy quote. Haideți să citim un citat din Tragedia Veacurilor. It's not in the notes. Yeah. I'm only going to read, I think, two that are not in the notes. No this problem. Is manuscript. It's only going to read two sentences. This is manuscript releases 19, page 242. You said it's great controversy. Did I say great controversy? Yeah. I did not mean to. Okay. Manuscript releases 19. Manuscrise publicate. Volumul 19, Manuscript Releases, volum 19, 242.5. So she's going to quote, do you want me to write it down? Yeah. Just is it in English? MR, 19 MR. Yeah, no. Okay, 19 MR. 242.5. Was that 5 or 5? 10? Yeah, for 5. 5, okay. 2.245. Okay. So she's discussing, she's quoting from Revelation 17. Ea citește din Apocalipsa 17. These have one mind. Aceștia au un singur gând. There will be a universal bond. There will be a universal bond of union. Let me just read the whole sentence. Sorry. There will be a universal bond of union, one great harmony, a confederacy of Satan's forces. Va exista o legătură universală a unității. O mare armonie, o confederație a forțelor lui Satana. And shall give their power and strength unto the beast. Și acum cităm, zice, și va da puterea și tăria ei fiare. So Sister White identifies here. Ellen White identifică aici that the seventh kingdom or the ten kings are universal in nature. Că or their by their governance. The ten kings have a universal power. Cei 10 împărați au o putere universală în natura lor. Describing the entire world. Care descrie întreaga lume. And we discussed this. We just mentioned the plurality of kings. Tocmai aici am menționat pluralitatea sau împăraților. That is necessary to fulfill the prophecy. Care este necesară pentru a împlini profeția. And if we read from Testimonies volume 6, și dacă citim din Mărturii 16, volumul 6, page 18.2. Nu este în notițe. 18.2. As America, the land of religious liberty. Is it the beginning of a paragraph? Testimonies for the Church, Volume 6, 18.2. It's quick, we can just paraphrase it if we need to. Yeah. Okay. Ah. Este Mărturii, volumul 6, pagina 18. N-am reușit să-l găsesc așa repede. As America, the land of religious liberty, shall unite with the papacy in forcing the conscience and compelling men to honor the false Sabbath. Where is it? Oh, sorry. Oh. Ok, it was in the middle. Atunci când America, țara libertății religioase, se va uni cu papalitatea pentru constrângerea conștiinței și a obliga pe oamenii să onoreze sabatul fals,
Just read the whole thing. Oamenii din fiecare țară de pe glob vor fi determinați să urmeze exemplul ei. Okay, that's good. Just follow our example. Yeah. Okay, good, thank you. So what we see here, ceea ce vedem aici, is that the United States or the world will follow the dictates of the United States. Este că or her example rather. Lumea va urma exemplul Statelor Unite. And what we just mentioned is that the United States will say something and the United Nations will disseminate that information. Disseminate, like obey spread or spread it. Obey and spread it, you can okay. Add obey. Ceea ce înseamnă că Statele Unite vor spune ceva și Națiunile Unite vor se vor supune acestor cuvinte și le vor impune și altora, le vor împrăștia la rândul lor. So this means that the United States is the leader and the facilitator of this one world government. Ceea ce înseamnă că Statele Unite este liderul și cel care facilitează acest guvern mondial. And we're identifying that it will be the work of Donald Trump to facilitate that action. Și identificăm faptul că va fi lucrarea lui Donald Trump. El va facilita această împlinire, aceste acțiuni. And what's interesting, ceea ce este interesant about Donald Trump's name, despre numele lui Donald Trump, is that Donald, este că Donald means world ruler. Înseamnă conducător al lumii. Da, lumii sau global. What also is interesting? Ce altceva mai este interesant? And hopefully we'll mention this tomorrow more in depth. Și sper că vom menționa asta mâine mai profund. Is that Vladimir Putin's name? Este că numele lui Vladimir Putin also means world ruler. Înseamnă de asemenea conducătorul lumii. So you see a conflict between the king of the north and the king of the south. Vedem un conflict între împăratul nordului și împăratul sudului. And they're fighting for the whole kingdom. They're fighting for the world. Și se luptă pentru întreaga împărăție, pentru lume. And we'll discuss more of that. Și de asemenea vom discuta mai mult despre asta mâine. When we arrive at the Battle of Actium, hopefully. Vom vorbi despre bătălia de la Actium. You will surely do that. Well, we'll surely arrive there. Shortly. Still got a ways to go. So we're looking. We're right here verse 3. Chiar aici în versetul 3. And we're seeing that this mighty king that's standing up, vedem că acest împărat puternic care se ridică, is representing the role that Donald Trump will play in this world government. Reprezintă rolul pe care Donald Trump îl va juca în acest guvern mondial. Marking its first king. Care marchează primul ei împărat. Taking that from Daniel chapter 8. Extrăgând asta în Daniel capitolul 8. That the notable horn was the first king of this empire. Și anume că cornul notabil, spune sau în fidela. Cornul acela cel mic ar fi primul împărat din împărăție. And then subsequently verse 4, iar mai departe în versetul 4, Alexander the Great dies. Alexandru cel Mare moare. And his kingdom is divided. Și împărăția lui este împărțită. And he is going to and his kingdom's divided and it's also plucked up. Împărăția lui este împărțită și el este dezrădăcinat. And it's spread to the four winds. Și the kingdom is spread. The kingdom is spread. Și împărăția este împărțită în cele patru vânturi. Representing a worldwide aspect, north, south, east, west. Lucru care reprezintă un aspect global, nord, sud, est, vest. So we see here that there's at some point Donald Trump will rise as this global leader. Că la un anumit punct Donald Trump se va ridica ca un lider global and establish this kingdom. Și va stabili această împărăție. And shortly after, și la scurt timp după aceea, his kingdom, împărăția lui, the kingdom of Alexander, împărăția lui Alexandru, is broken. Este ruptă. But as we said yesterday, distrus. Dar așa cum am zis ieri, it's not the empire that's broken, it's Alexander who's broken. Nu imperiul este distrus, ci Alexandru este
distrus, adică este dezrădăcinat sau distrus. Because historically, pentru că istoric vorbind, that kingdom gets divided to the four Greek generals. Acea împărăție este împărțită la cei patru generali grecești. Who will struggle for supremacy. Care se vor lupta pentru supremație. But they're technically all together representing the Greek nation. Dar în mod tehnic toți patru reprezintă națiunea grecească. That lasts all the way till Rome takes the throne. Care, să zicem, durează până ce Roma se urcă pe tron. Represented by the fourth kingdom of Bible prophecy. Reprezentată prin cea de-a patra împărăție a profeției biblice. So how do we see this prophetically today? Așadar, cum vedem noi acestea profetic astăzi? Sorry, I have three quotes maybe. Three quotes. No problem. Review and Herald, December 18th, 1888. Review and Herald, 18 decembrie 1888. December 18th, 1888. Got a paragraph number there? Paragraph 6. Do you have that one? It would be best if you read the whole thing. I know you probably have it in a different book, maybe not in Review and Herald. National Apostasy is followed by National Ruin. Yeah. The people of the United States. When our nation and its legislative councils shall enact a law to bind the conscience. This is when our nation, yeah. When our nation, 18th of December, this is the one. Okay, perfect. Do I read it all? Yep. Just from our nation to national realm. Yep. Deci, citatul se găsește și în limba română, în cartea Criza, la pagina 22.3. Este o compilație, da? Când națiunea noastră va decreta în consiliile sale legislative legi care să forțeze conștiințele oamenilor în ce privește privilegiile lor religioase, impunând păzirea duminicii și folosind autoritate opresivă împotriva acelor la care țin sabatul zilei a șaptea, legea lui Dumnezeu va fi în mod intenționat și plănuit anulată în țara noastră, iar apostazia națională va fi urmată de ruină națională. Okay. What we see here, ceea ce vedem aici, is that when the United States enacts the Sunday law, este că atunci când Statele Unite legiuiește, să zicem, sau pune în vigoare legea duminicală, it's followed by national ruin. Acest act va duce la ruină națională. And we know, și cunoaștem, that this kingdom that's divided, că această împărăție care a fost împărțită, it can't represent the entire kingdom of the United Nations. Nu poate reprezenta toată împărăția Națiunilor Unite. Because there's not another earthly government that succeeds it. Pentru că nu există un alt guvern pământesc care să o succeadă. It has to do its work all the way through till the end. Trebuie să-și facă lucrarea până la sfârșit. So it has to be discussing, as we mentioned, Alexander, whatever entity is represented by Alexander. So it's what do you mean? It has to be discussing. The dividing of the kingdom has to be primarily pointing to Alexander and not the empire as a whole. Așadar, împărțirea împărăției trebuie să fie să se refere mai mult la Alexandru decât la împărăție ca și întreg. And we're identifying this as the United States. Și identificăm asta ca fiind Statele Unite. The United States is this notable horn. Statele Unite este acest corn notabil, corn care iese din Daniel 8. And we can see from there's many witnesses in the Bible to the bringing down of the United States. Sunt mulți martori din Biblie care vorbesc despre căderea Statelor Unite. At the Sunday law, așadar, la legea duminicală, this is where we're marking the kingdom being divided. Aici marcăm împărțirea împărăției. Now, there's another good witness to this. Acum există un alt bun martor pentru aceasta. We know
some of us may be familiar with. Unii dintre noi s-ar putea să fie familiarizați. The fact that the papacy, cu faptul că papalitatea, is to be forgotten for the space of one king. Va fi uitată for the time of one king. Pentru în timpul zilelor unui împărat. And this one king that it's forgotten for the space of, acest împărat în timpul căruia este uitată papalitatea, is the time period of the reigning of the United States. Este perioada de timp în care Statele Unite conduce sau domnește. From 1798 to the Sunday law. Din 1798 la legea duminicală. The papacy, papalitatea, represented by the fifth kingdom of Bible prophecy, reprezentată prin a cincea împărăție a profeției biblice, not the papacy itself, but the papal system that it creates, nu papalitatea însăși, ci sistemul papal pe care îl creează, is forgotten from 1798 to the Sunday law. Este uitată din 1798 la legea duminicală. And at the Sunday law, și la legea duminicală, when the United States begins to tell everyone to make a Sunday law, când Statele Unite începe să spună tuturor să facă o lege duminicală, the Bible says that this is when the papacy is going to sing as a harlot. Biblia spune că aici este timpul în care papalitatea începe să cânte ca o curvă. And to begin that that work of fornication with the kings of the world. Și să înceapă acea lucrare de curvie cu împărații lumii. Okay. Now we should see a problem. We should see a question mark, not necessarily. Ar trebui să vedem o problemă sau un semn de întrebare. And the question is this. Și întrebarea este următoare. Are we saying that the United States is Greece, Alexander's Greece, or are we saying is Media Persia? Spunem că Statele Unite este Grecia lui Alexandru sau că este Medo-Persia? So I'm not lining this up with this line above here. I'm just making a separate line. Nu vreau să aliniez, nu vreau să fac o conexiune între aceste două linii, vreau doar să fac o linie separată aici. Now, unfortunately, din păcate, due to time and mostly due to time, din cauza timpului, I can't establish every waymark that we've already discussed in previous camp meetings here. Nu pot să stabilesc fiecare piatră de hotar pe care am discutat-o în taberele următoare. But we understand this time here. Dar înțeleg că acest timp aici, this waymark where the mighty king arises, sau această piatră de hotar în care împăratul puternic se ridică, to be the midnight cry. Este strigătul de la miezul nopții. Now for those of you who don't understand the midnight cry or who haven't seen that doctrine before or that waymark, pentru cei care nu înțeleg strigătul de la miezul nopții sau nu au văzut acea, nu au studiat acea doctrină înainte. It's derived from taking the Millerite history. Aceasta este derivată din a lua istoria millerită. And overlaying that history with our history. Și a o suprapune cu istoria noastră. And when you do that, și când faci lucrul acesta, October 22nd, 1844, 22 octombrie 1844, lines up with the Sunday law. Se aliniază cu legea duminicală. And you have the midnight cry that precedes the Sunday law. Și ai strigătul de la miezul nopții. October 22nd. Și ai strigătul de la miezul nopții care precede 22 octombrie 1844. So, and we'll have probably mention that a little bit more later. Și probabil că vom menționa asta puțin mai mult mai târziu. So what I'm saying is this waymark is just a waymark that precedes the Sunday law. Ceea ce vreau să spun este că această piatră de hotar este o piatră de hotar care precede legea duminicală. And obviously we can't put a date on this right now because we don't know when that is. So we put a name to it. Nu putem pune o dată la acest eveniment pentru că nu știm când se va întâmpla, punem doar un simbol sau un nume. So I'm going to bring the midnight cry to the Sunday law here. Vreau să măresc această perioadă, s-o desenez din nou aici de la strigătul de la miezul nopții la legea duminicală. And we said that the Sunday law, și am spus că la legea duminicală, is the transition point between the sixth and the seventh kingdom of Bible prophecy. Este punctul de tranziție între împărăția a șasea și a șaptea a profeției biblice. What's close of probation again? What's the it's ITP. ITP. Închiderea timpului de probă. And that it's the United Nations. Și că continue. It's the United Nations who will with the help of the United States be the leading power here from the Sunday law to the close of probation. Și că Națiunile Unite cu ajutorul Statelor Unite vor fi puterea
conducătoare de la legea duminicală până la închiderea timpului de probă. And this is marking that world government here at the Sunday Law. Și aceasta marchează acel guvern mondial aici la legea duminicală. So what we're saying is this. Ceea ce spunem este acesta. We mark the king rising here. Am marcat împăratul care se ridică aici. That mighty king in verse 3. Acel împărat puternic în versetul 3. And then he's subsequently broken. Și apoi el este distrus. And this mighty king is representing the United States leading the United Nations. Și acest împărat puternic reprezintă Statele Unite care conduc Națiunile Unite. And if you go to, let's go to Daniel 11. Și dacă mergem la Daniel 11, verse 4. Versetul 4. And if you will read that for me. Și când se va ridica în picioare, împărăția lui va fi frântă și va fi împărțită spre cele patru vânturi ale cerului. Și nu pentru posteritatea lui, nici conform domniei sale pe care a condus-o, fiindcă împărăția lui va fi smulsă și dată altora în afară de aceștia. Here we see the, how does it read in, not his prosperity nor according to his dominion? Nu pentru posteritatea lui, posterity. Posterity, nor according to his dominion. Nu pentru posteritatea lui, nici conform domniei sale. That word dominion in the Hebrew, acel cuvânt tradus cu domnie în ebraică, it means a parallel kingdom. Înseamnă o împărăție paralelă. So it means that there's two kingdoms together. They're paralleling. Înseamnă că există două împărății împreună care sunt paralele. So as the seventh kingdom is rising, cea de-a șaptea împărăție se ridică. The sixth is descending. Cea de-a șasea coboară sau își pierde puterea. Now what does that look like practically? What does that mean? Ce înseamnă asta în mod practic? So in this history we see that the United States as the sixth kingdom is Media Persia. În această istorie vedem că Statele Unite ca cea de-a șasea împărăție este Medo-Persia. What did we say the power of the United States is? Care am spus că este puterea Statelor Unite? Where does it lie? În ce stă puterea ei? The two horns. And it's two horns. În cele două coarne. Which are? Care sunt? Republicanism and Protestantism. Republicanismul și protestantismul. So in these two attributes of the United States lies its power. În aceste două atribute ale Statelor Unite stă puterea ei. Now not only is it's its power, but it's character. Nu doar aici stă puterea ei, dar și caracterul ei. It's the defining attribute of that nation, attributes of that nation. Reprezintă atributul definitoriu al acelei națiune, a națiuni. If I remove your character from your body somehow, if I was able to do that. Dacă aș reuși să îndepărtez caracterul tău din trupul tău, would that body that remains still be you? Ar rămâne acel trup, ai fi tu acel trup încă? No. Nu. It's just a body. Este doar un trup. I could put your for an example, I could take your character or who you are and put it into any body and you would still be who you are. Aș putea lua caracterul tău sau cine ești tu și să îl pun în oricine altcineva și acea persoană ar fi tu. So transitioning that example into what we're looking at here. Acum transpunând acest exemplu la ceea ce studiem noi aici, the United States, Statele Unite, its character is these two attributes. Caracterul său sunt aceste două atribute. At the Sunday Law, la legea duminicală, is the United States still a Republican nation? Este Statele Unite încă o națiune republicană? No. Nu. It's a dictatorship. Este o dictatură. Republicanism is gone. Republicanismul s-a dus. Republicanism protects the rights of the individual.
Republicanismul protejează drepturile indivizilor. But by definition, dar prin definiție, when we as Americans alter our constitution, când noi ca și americani modificăm constituția noastră, they remove the republican aspect of their government. Se îndepărtează aspectul republican al guvernului. When they amend their constitution to allow the persecution of individuals, când se fac amendamente la Constituție care permit persecuția anumitor indivizi, they're removing their way of governance. Ei îndepărtează modul de guvernare. Sister White also says, precedent. Ellen White de asemenea spune, despotism returns to the world. Că despotismul se întoarce la lume. Despotism is just another way of, saying a dictatorship. Despotismul este un alt mod de a spune dictatură. And if the United States, if the world will follow the United States example, și dacă lumea va urma exemplul Statelor Unite, the United States will be the first one to enact this dictatorial government. Statele Unite va fi prima care va instaura acest guvern dictatorial. So, and also, și de asemenea, and when the United States accepts an institution of the papacy, când Statele Unite acceptă o instituție a papalității, adică duminica, by law, prin lege, are they still a Protestant nation? Sunt ei încă o națiune protestantă? No. Nu. They may be Protestants by name, pot să rămână protestanți cu numele, but by definition, dar prin definiție, they have completely and fully yielded the protest. Au renunțat complet și pe deplin la protest. So what we're seeing here, așadar ceea ce vedem aici, is a transition in the character of the United States. Este o tranziție în caracterul Statelor Unite. That begins before the Sunday law takes place. Care începe înainte ca legea duminicală să aibă loc. From they will progressively go from a republican nation, ei vor merge în mod progresiv de la o națiune republicană, to a one world government, la un guvern mondial. So it's transitioning. Așadar, se face o tranziție from its role as a republican nation to a dictatorial government. De la rolul ei ca o națiune republicană la un guvern dictatorial. And the symbol of that transition, that it's culminated, that it's arrived, simbolul acelei tranziții care a sosit, care a culminat, is that its kingdom is broken. Este că acea împărăție este distrusă. Because for all intents and purposes, pentru că din toate punctele de vedere, the United States as we know it, Națiunile Unite, așa cum o cunoaștem, dies at the Sunday law. Moare la legea duminicală. Though it remains to be the leading power of the world. Deși rămâne să fie în continuare puterea conducătoare a lumii. Its character has died or changed. Caracterul ei a murit sau s-a schimbat. And it's going from what we're going to see, hopefully we see it tomorrow. Hopefully we get there. Ceea ce vom vedea, sper că vom ajunge la asta mâine. But if we don't get there, I want to at least state it now. Dar dacă nu ajungem acolo, vreau cel puțin să spun asta. This same dynamic can be seen in the history of Rome. Același mecanism poate fi văzut și în istoria Romei. After the Battle of Actium, după bătălia de la Actium, which is represented in Daniel 11 verses 25 to 29, care este reprezentată în Daniel 11 versetele 25 la 29. You have the nation of Rome. Avem națiunea Romei. And what is the nation of Rome at that point? Does anyone know? What is this government system described as? Cum este descris acest sistem de guvernământ în acel punct? At the Battle of Actium, what system do they employ? La bătălia de la Actium, ce sistem de guvernământ au ei? They are the Roman Republic. Republic. Ei sunt Republica Romei. It's the Roman Republic, and we actually get many of our laws and the way we run our government, at least in the United States, from Rome, from the Roman Republic. Statele Unite de fapt și-a luat multe dintre legile și modul de funcționare al guvernului de la Republica Romei. And
After Actium, și după Actium, you have a transition take place. Avem o, are loc o tranziție. They go from the Roman Republic, mergem de la Republica Romei, to a Roman Empire. La Imperiul Romei. And this transition is clearly marked by many all historians from my understanding. Și această tranziție este marcată în mod clar de toți istoricii. From those who speak on the subject, of course. De istoricii care vorbesc despre acest subiect, bineînțeles. And this Roman Empire begins with Octavian. Imperiul Roman Octavian. Începe cu Octavian. And Octavian, și Octavian, in symbol of his new power as emperor, what do you mean in symbol of in respect or in I don't know the best way to say it, symbol is ca și simbol al puterii lui ca și ca împărat. His name is changed. Okay, în onoarea puterii lui ca împărat, numele lui este schimbat. He goes from Octavian, el trece de la Octavian to Augustus. La Augustus. And now he's Augustus Caesar. Și acum el este Augustus Cezar. And now he is going to rule the Roman Empire. This is now when it becomes an official Roman Empire. Și acum el va conduce Imperiul Roman. Acum devine Imperiul Roman oficial. And that transition point, și acel punct de tranziție, takes place about 4 years after the Battle of Actium. Are loc la cam 4 ani după bătălia de la Actium. And what we'll, if we don't get there, we're marking Actium here at the midnight cry. Și dacă nu ajungem acolo, vom marca aici Actium la strigătul de la miezul nopții. Which takes you to verse 29. Care ne duce la versetul 29. And in verse 29. Iar în versetul 29. We're marking at the Sunday law. Pe care îl marcăm la legea duminicală. And the transition from Actium to verse 29 is the 360 years. Tranziția de la Actium la apoi la versetul 29 durează 360 de ani. The time period mentioned that, or the time, it's just a time, in which, how do I say that? The prophecy that's related to us as described as a time. Can you restate that? Yeah, I'm trying to say time and time in the same sentence in his heart. If we go to Daniel 11, verse 29. Dacă mergem la Daniel 11, 29. Okay. And if you'll read that. Verse 29. La timpul rânduit se va întoarce și va veni spre sud, dar nu va fi ca mai înainte sau ca la sfârșit. The time appointed, it shall return. Yeah. Okay. So here what we see, aici ceea ce vedem, if we look at Uriah Smith, the pioneers, dacă ne uităm la Uriah Smith și la pionieri, they describe this as Constantine moving the capital from Rome to Constantinople. Descriu asta ca Constantin care mută capitala de la Roma la Constantinopol. And what does this do to the what does this do to the nation? Și ce face aceasta? Or to the Empire of Rome. Ce, cum afectează această națiune sau Imperiul Roman? It divides. O împarte. It's going to divide the kingdom. Împarte împărăția. So after a time period of 360 years from Actium to the time 330 when Constantine removes the capital. După o perioadă de timp de 360 de ani, de la Actium la 330 la 330, da, în timpul în care Constantin mută capitala, you see this transition take place. Vedem că are loc această tranziție. This transition where you have Rome going from Rome to now a divided kingdom. Avem a Roman Republic to a divided kingdom. Avem această tranziție de la Republica Romei la o împărăție divizată. And that's symbolized. Și aceasta este simbolizată. If we look at the history of Actium, dacă ne uităm la istoria de la Actium, that 4 years later after Actium, că cu 4 ani mai târziu după Actium, you have Augustus's name changed. Avem numele lui Octavian's name changed. Avem numele lui Octavian schimbat. Marking the transition from a republic to an empire. Care marchează tranziția de la o republică la un imperiu. And it's the same thing you see in the United States. Și este același lucru pe care îl vedem în Statele Unite. The United States is going to transition from a republic to an empire. Statele Unite va face o tranziție de la la republică la un imperiu. And this is what we're seeing
with the transition from Media Persia to Greece. Și același lucru vedem în tranziția de la Medo-Persia la Grecia. Okay. So I think we'll end there. Cred că vom încheia aici. And after lunch we'll begin looking at verses 5 to 16. Și după prânz vom începe să ne uităm la versetele 5 to 16. Verses 5 to 16. De la 5 la 16. Dani 11, 5 la 16. And hopefully we'll go through those a little bit quicker. Și sper că vom parcurge un pic mai repede acele versete. Okay. So let's pray. Haideți să ne rugăm. Dear Heavenly Father. Dragul nostru Părinte Ceresc. Lord, we thank you for the study. Doamne, îți mulțumim pentru acest studiu. We thank you that you have found us worthy. Mulțumim că ne-ai găsit vrednici. To receive these truths, Lord. Să primim, Doamne, aceste adevăruri. And we thank you that you have allowed this opportunity for us. Mulțumim că ne-ai dat oportunitate. We pray that you'd continue to open the prophetic word to each and every one of us. Cerem ca tu să continui să deschizi cuvântul profetic fiecăruia dintre noi. We pray that these things would be to the sanctification of each and every one of our hearts. Cerem ca acestea să fie pentru sfințirea inimilor fiecăruia dintre noi. That through this message that we would be able to overcome ourselves and sin. Că prin acest mesaj vom putea să fim capabili să ne biruim păcatul. And by your strength to give a message to the entire world. Și prin puterea ta să dăm un mesaj în lumii întregi. We thank you, Lord, and we ask now that you would bless this food to our bodies that we're about to partake of. Doamne, îți mulțumim pentru aceasta și ne rugăm acum să binecuvintezi hrana și trupurile noastre. And that as we are still in Sabbath, Lord, we pray that you would help us to honor you in our conversation and in our actions. Și acum că suntem încă în sabat, te rugăm ca să te onorăm pe tine în conversațiile și acțiunile noastre. That our hearts would be fully set to you, Lord. Ca inimile noastre să fie pe deplin îndreptate spre tine, Doamne. In Jesus' name. În numele lui Isus. Amen. Amen.